Bună ziua, vlog! Este ora 1 fără 4 minute. Sunt nervoasă! Am dragi pe mine de dimineață. Nu pot să vă spun de ce, dar are legătură cu această clădire în care mă aflu eu. Ieri ce-am făcut ieri? Ieri ne-am apucat de sală, ne-am reapucat de sală ca o chestie importantă din viața noastră. Astăzi avem de filmat două campanii, trebuie să mergem la sală, trebuie să mai rezolvăm chestii prin casă, să edităm, să postăm și așa mai departe. Să rezolvăm cu Snake niște chestii pe care tot le rezolvăm de un milion de ani și pe mine mă irită când trebuie să rezolvăm chestii un milion de ani și nu le putem rezolva de pe astăzi pe mâine. Acum o să mănânc și eu că uite, chiar Radu m-a băgat pe Făgașul cel Bun. Și a zis că ăsta, iaurtul ăsta Iopro cu sabor, banana, peanut butter, e foarte bun. O să-l gust și eu imediat, că el și-a luat iaurțelul să mănânce. Mie nu m-a întrebat, pe mine nu m-a întrebat. Cu dita ta, nu ar mânca ce ia ceva? Ia nu trebuie să mănânce. A, trebuie eu, oricum. Am băut o cafea și am pe stomacul gol și simt că îmi dă direct așa în vene. Revenim cu detalii cu tot ce facem astăzi, dar daily vlogul continuă. Este ora 14:51 și eu îmi caut alt asistent. Pentru că s-au întâmplat 10.000 de chestii și Radu n-a filmat nimica. Ne-am certat cu Google AdSense, YouTube, cu toți oamenii ăștia. Nu ne-am certat cu ei, ne-am certat noi cu calculatorul teoretic, că Radu e foame. Și dacă mie sau Radu e foame, ne certăm singuri. Eu între timp am plâns, dintr-un motiv foarte trist. Cine știe, știe. Așa. Și acum Radu vrea să-mi explice. Am comandat de mâncare între timp. Ne-a venit comanda de la mai... Ne-a venit comanda de la mai... Protești de noi, filmat că să facem unboxing. Asta înseamnă să fii asistent? Nu vă arăt ce am primit de la mai protein. Ce am comandat. Adică hai că vă zic. Am comandat sticluțe din astea de apă. Pentru că suntem din nou șmeche și mergem la sală. A mea e roz. De fetițe. Ioi. Așa. Avem niște snacks. Nu le-am deschis. Sunt alune, caju din astea. Așa micote, ca să le iei cu tine. Uite, chili and lime. Chili and... Eu înlocu chili and lime. Ioi. Să se iuză, să fie nașpa. Mai bai. Așa. Am luat niște Rocky Road din astea, care arată foarte bine și eu cred că sunt asemănătoare cu alea de Paște, de le-am tot mâncat eu și au fost foarte bune. Am mai luat, am dus-o la ceva pantalonaș, irelevant, nu vreau să-i anorac, irelevant. Mi-am cumpărat niște tricouri albe, ceva pustieră albă, dar ce mai tare chestie, ai training-ul ăsta, care e training-ul anorac, dar uite-ți ce frumoasă e culoarea asta, foarte mișto. Așa, ne-am comandat de mâncare că am vrut să mergem să mâncăm undeva, dar că avem de filmat, am zis că avem de filmat și nu mai mergem să mâncăm. Uai, ce păr, dar nu spui și tu ce păr am în cap. Ești acasă. Sunt acasă. Și vlogul merită să vadă pe... irelevant. Și ne-am comandat de la Big Belly, n-am mâncat de la mult de la Big Belly și chiar mi-a poftit, mi-am comandat meniu cu cașcaval pane, foarte bun. Niște cartofi cu brânză și bacon, Radu și-a cumpărat un burger, ne-am cumpărat niște clătite, o să facem review când ajungem mâncarea. Dar acum hai să le arătăm aia de temă. Acum, am uitat, da. Deci, Radu vrea să le arăte ceva. Și am zis că dacă tot suntem deci aici... Deci țineți mâinile în față, cum ți-am zis. Așa. Așa. Uită-te la talpă peste umăr. Ai, papi. Da, am știut eu. Deci atâta am urât că am știut. Eu chiar când mi-a arătat am făcut așa. Că am știut că vrea să facă ceva din asta. Deci pentru asta am stat acum noi. Nu mai plânge, Radu. I got you. Cu ce muncesc eu? Nu cu ce muncesc eu. Da. Sunt o șef. A venit o pică de la Big Belly și am primit un colo bonus, cadou. Oare știa cine suntem? Nu cred. Dar oricum, mulțumim Big Belly. Asta este bărgălul Radu. Ia să vedem cum arată. Burgir. Burgir împachetat. Da, e bun, că am mai mâncat de la ei și știu că e bun. Asta este un sos. Suntem în plătitute. Da, sunt ai mei loaded, frate. Ia ce frumos i-am ambalajul. Vezi ce fain e? Uite frumos.
foarte frumos la ei. Ia să mai repede, deschidere, ce vedeți? Yummy, delicious. Așa, ce trebuie? Cacabalul meu pane cu cartofiuri titelată. Mai de altceva? Nu. Ia. Ca să vedeți că eu am mai comandat de la ei și n-am mințit, vă rog să vă uitați ce am fix aici. Și mai am acolo. Eu nu mint. Eu mi-o plătesc cu părul pentru că George a zis că nu mai am voie nici măcar să mi-l prind cu un... Bine, asta mi-a spus de mult timp că nu am voie să-mi prind cu elastic normal. Și îl prindeam cu dinastia. Zic că acum nici cu dinastia nu este ok, că tot îl prind în coc și tot nu e ok pentru păr. Și am clame de păr acum, dar la sală mi-l prind în... Fac eu o împletitură stil John Kennedy 2022. Outfit-ul meu este de la My Protein, foarte simplu, foarte comod. Radu are și... Dar ce faceți, patronie? Nu? It's fine, da. Faină culoare? Da, da. Tânsuș tacheroș. Merge și noi la săliță. Azi a fost o zi ca în și recunosc. Dar nu știu, nu. Ieri ne-am apucat de sară din nou. Încerc să nu mă judec, că merit și o să am câteva zile leneșe. Și după aceea vedem ce facem spre seară. Doamne, și Căsileana Cosânzeană. Este ora 22 de minute. Sunt o grasă infernală, asta sunt, da, asta sunt. Și mi-e ciudă că n-am mai venit la sală de atâta timp și că n-am mai avut grijă la ce am mâncat și așa. Am făcut astăzi biceps și spate și Radu ce-a făcut? Piept, biceps, triceps și n-am făcut nimic. Umeri. Ba da, piept, biceps, triceps și umeri. Alergat și eu 3 km înainte. Pe mă să mai alerg încă minim 2 până când mai termin și Radu. Le stau aici după el. Mie ce cineva săraca? Nimeni. Preocupește. Este ora, n-am telefonul, 9 și ceva. Așa. Îmi termin apa din bidon, am mâncat-o din asta, este vară și vouă. Rocky Road. Le-am arătat. Le-am arătat, am mâncat una din aia. Foarte bună, încheiem acest vlog. Puțin leneș, recunoaștem, dar abia ce ne-am apucat de sală, ne... reintrăm în programul de sală, nu cred că putem neapărat spunem că e leneș, că ne revenim fizic după astfel de zile. Radu editează acest vlog, eu o să fac live, ne auzim mâine când o să ne trezim de dimineață și dacă nu ne trezim de dimineață, ne dați un like, nu să nu ne dați like, să nu ne dați like. Să nu ne dați like. Dați-am follow Andrei. Am făcut 99k pe Instagram, mulțumim, avem încă 1000 și facem 100k pe Instagram, ceea ce e un lucru foarte mare și mă bucur tare mult. Ne vedem mâine. Nu uitați să dați follow pe Andreea Cor pe Instagram, pe TikTok, snacky.ro, Radu Hirdea și subscribe, like, share, comment.